Ce poți face ca să ai o ușurare pe acest pământ? Sunt tot mai mulți oameni care se plâng că, din diverse motive, se trezesc că au pagubă sau că nu le mai merge bine nimic în viață. Sunt deznădăjduiți. Nu deznădăjduiți în acele momente și faceți următoarele lucruri care vă vor fi de mare ajutor. Iată despre ce e vorba vineri seara sau joi seara, pentru că vinerea nu se coace, vineri seara faceți o pâine în casă, joi seara. În fiecare miercuri, joi și vineri, țineți post și spuneți Tatăl nostru pentru a alunga orice gând rău. Foarte important este ca vineri seara să aveți această pâinică în casă, după ce ea a fost coaptă, o veți pune sub un ștergar nou, alb, lângă o icoană. Sâmbătă dimineața, spuneți crezul, apoi următoarea rugăciune în care veți invoca sporul și bogăția care urmează să se reîntoarcă în casa voastră. Și anume, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt, mă rog ție cu smerenie către a ta slavă și vrere. Dăm puterea de a se mulți pâinile și peștii în casa mea, cum a făcut în pustietate puterea ta dumnezească, când ai săturat norodul. Vezi ne Iisuse Hristoase, viața și nevoile și asemeni păsărilor cerului, fă să dobândim tot ceea ce ne este de trebuință. Nu cerem Dumnezeule averi fără număr, nu cerem bogății, ci doar atât cât ne-i de trebuință, prin puterea și voința ta, de a scăpa de grijă. Din ceea ce avem, prin mare mila ta, să dăm cu dragoste și celor care nu au. Astfel încât să se bucure și cel străin și cel nevoiaș de la masa noastră, de la casa noastră, de la toate ale noastre. Când nevoia bate la ușă, Dăruim cu sufletul curat, mulțumindu-i lui Dumnezeu că avem de unde da, din prinosul casei noastre, celor nevoiași și celor străini. Dă ne bucuria, Doamne, că suntem în stare de a dărui. Amin.